Bună dimineața și bine v-am regăsit, dragii mei, aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O altă dimineață friguroasă de toamnă. Parcă n-ar fi chiar așa de frig afară cum a fost zilele trecute. Parcă s-a mai îmbunat vremea, dar tot nu e cald și spun prietenii noștri meteorologii că temperaturile sunt un pic cam scăzute pentru această perioadă a anului. Speram să ne bucurăm de dimineți și seri un pic mai blânde, pentru că peste zi apare soarele și în sufletele noastre și chiar și pe cer și reușim să ne mai încălzim nițel la mânuțe și la năsuc. Mi-e tare frig, nu-mi place că vine toamna, îmi place că vine iarna. Îmi place când ninge, dar nu când e ger. Dar cu siguranță copiii se vor bucura, așa cum ei nu simt, se vor bucura de orice anotimp, pentru că ei nu simt, dragii mei, la fel ca noi, aceste vremuri, cred, nu știu, dar ieri dimineață n-a fost foarte cald, mi-a împărtășit colega mea Petronela Tămaș și Rosi, pentru că ei ieri dimineață au fost pe la târg. Pe la ce târg? Cred că ați văzut în jurnalul de știri de ieri, dar pentru a aprofunda, pentru a vedea și eu cum a fost la târg, fiind așa un pic răcită, nu am mers la târg, dar am rugat pe cine credeți, pe Ramona Oltean, să vină alături de noi să ne povestească cum a fost la târgul de toamnă. Bună dimineața, Ramo! Bună dimineața, dragii mei! A fost bine, lume multă și bucurie. Am văzut, e frumos tare acolo la voi, la Andrei Șaguna. E frumos tare la Step by Step. Copiii tăi sunt minunați. Am primit dulceață. Le mulțumesc. Sunteți dulci. Promit să o mănânc. De căpșuni, de la de Iulia căpșuni, Dan. De la, da. Dar de la clasa steluțelor ai 3 borcanele. De la clasa steluțelor am primit 3 borcanele de dulceață. Vă mulțumesc mult de tot și promit solemn să o mănânc și să vă și scriu gogoși. Și cu clătite și gogoși și să vă scriu cât a fost de delicioasă. E oricum delicioasă pentru că sunt convinsă că aici e o doză foarte mare de dragoste, de iubire și de așa de binecuvântare, pentru că copiii atunci când pun iubire fac lucruri minunate. Ne copiii tăi sunt minunați și toți copiii sunt minunați. I-am văzut în filmările lui Rosi. Bună dimineața, Rosi! E aici cu noi, nu ne părăsește. Vrem să vedem cum a fost la târg, dar mai vrem să vedem. Mulțumesc, uitați borcănelele. Da, și o făceam așa, da, nici cum nu-l ajut pe Rosi. Dar să știți că mereu l-am încurcat pe Rosi. În sensul bun. În sensul bun. Și pe el și pe Ovidiu Iancău. Vreau să vedem cum a fost la târgul de toamnă de la Andrei Șaguna. Școala gimnazială de la Andrei Șaguna a ne-am dat... întors acasă. Da, ne-am întors sfârșit... acasă în primul rând. A fost primul târg așa, foarte extins, pe toate ariile curții, pe clădirea 1, în jurul clădirii 1, clădirea 2. Bucuroși că a prins viață locul acela care a rămas fără copii o perioadă de timp, lunguță. Ne-am întors bucuroși și acel frig pe care îl pomeneai, parcă nu l-am simțit atât de puternic, pentru că bucuria, repet, a locului și a oamenilor dragi pe care i-am regăsit și care ne așteptau cu brațele deschise să ne treacă pragul, a fost nemărginită. Abundența de culoare și abundența de emoții ne-a făcut să uităm și frigul și eforturile făcute, pentru că un astfel de târg presupune un efort suplimentar consistent și toate activitățile trebuie gândite ca să fie cât mai aproape de sufletul copiilor și să aibă și sens și aplicabilitate pe mai departe în noile etape de școlar și în viață în general.
dar... Noi am povestit la început, înainte să dăm start la un live, da, la live, că suntem live, o să dau citire și mesajelor imediat, dar noi am povestit, acum câți ani a luat naștere? Acum șase ani. Acum șase ani a luat naștere, de fapt, un târg, mini-târg, n-a fost târg, a fost o lecție deschisă în grădină, în care noi am zdrobit strugurii și am făcut must. Copiii nu știau ce înseamnă teasc, nu știau cum se face, cum ajunge strugurele must. Și am avut o echipă de părinți extraordinari care de la țară au mutat sorsul strugurilor în grădina școlii, familia Bodream, pe care o salut acum și mi-amintesc cu drag mereu de ei. Și noi, storcând struguri la clasa noastră, ne-am trezit cu restul școlii care dorea să vadă cum se face și ne-am gândit că este o oportunitate de a aduce mai multă lume satul la oraș și orașul la sat. Nu știu, ca cei de la oraș să înțeleagă care este rolul tuturor obiceiurilor pe care oamenii de la sat le au. Și noi la oraș să le arătăm copilașilor de la țară cum se trăiește la oraș, nu știu, să este un mix. Și de acolo am pornit, în următorul an a fost doar clasa mea, în următorul an l-am desfășurat la nivelul comisiei Step by Step, că știți că noi suntem cu învățarea aplicată și ieșim în grădină pe dealuri să vedem natura, să ne bucurăm de aerul curat, de lecții outdoor, foarte multe, dacă am putea. Sper ca... acum în oraș, sau mă rog, mi-aș dori ca în oraș să existe mai multe locuri în care copiii să se ducă și să aibă parte de astfel de lecții outdoor cu mobilier amenajat în locuri speciale și sunt dispusă să ajut pentru realizarea acestor tipuri de proiecte, mai ales pentru săptămâna altfel, verde și școala altfel. Sunt lucruri pe care ar trebui să le gândească pe mai departe oamenii care pot să facă ceva în acest sens. Să sperăm că până la urmă vor înțelege cei care poartă, cum le spun eu, costume englezești, că avem nevoie ca acești copii să poată să socializeze în primul rând. Uh-huh. E foarte fain că învață și pot să facă diferența ce vine de la țară și ce vine de la supermarket. Să nu există o diferență, cumva să facem mix. Să încercăm să-i unim, dar să încercăm în primul rând să le creăm acele un mediu. Acele oportunități și mediile speciale. Exact, să poată să socializeze. Ce mi-a plăcut cel mai mult, uitându-mă pe materialele aduse de colegii mei. Îmi place, uită-te ce fețe frumoase și bucuroase au și părinții. Cât de important e? Deci sunt atât de veseli, ceea ce mai vedem mai rar în zilele noastre, pentru că am ajuns să fim... Eu ies pe stradă și văd foarte multe fețe triste. Și acum, uitându-mă la imaginile de acolo, de la voi de ieri, parcă se schimbă ceva. Uite, copiii zâmbesc, părinții zâmbesc, le pun căciulițe, le îngheață mânuțele, dar ei socializează. Nu e nimeni stresat. Parcă nu e nimeni stresat. Asta e un lucru foarte fain. Vreau să vorbim, să mă lămurești pe mine, care eu nu am copii, dar ce înseamnă săptămâna verde, ce înseamnă săptămâna altfel, Ramo, ce înseamnă, câte săptămâni altfel? Bine, la Step by Step totul e, la Step by Step totul e altfel. Dar cumva și celelalte clase au un program școlar, aceste două săptămâni. Și sarmale, îmi spune Rosi că și sarmale au avut. Încă simțim mirosul proaspăt. Toată lumea știe că eu iubesc sarmalele, dragii mei, și parcă miroase, îmi pare rău că n-am venit ieri sarmale pe la cu voi. Aromă de toamnă. Da, păi săptămâni altfel, avem școala altfel și săptămâna verde. La început a apărut doar școala altfel, cred că din dorința de a pune accent pe partea de a face, practic, ceea ce învățăm teoretic, adică să existe acele momente în care copiii să se ducă și să vadă cum e la muzeu, dar să vadă în timpul școlii și atunci, că altfel le făceam astea în weekenduri,
Dacă este acea săptămână, altfel copiii se pot duce să viziteze fără să fie constrânși de programa școlară pe care nu o termină, să spunem, dacă am a face vizite când vrem noi și unde vrem noi. Deci e un cadru legal organizat. Iar săptămâna verde, cred că a venit așa ca un stop, omenire, stop oameni, stop copii, stop părinți, pentru că atunci când atenționăm copiii că lucrurile nu sunt în regulă, că vorbim de schimbări climatice care se întâmplă, că vorbim de tot ce înseamnă protecția mediului, de conștientizarea acestei risipe în general pe care o facem din punct de vedere a energiei, alimentelor, e un stop, oprește-te, gândește-te mai bine la ce se întâmplă cu noi și încotro ne îndreptăm. Și atunci când spunem copiilor lucrurile acestea, e un circuit, că spunem și părinților, și uite, ajungem așa să ne întâlnim și să vorbim despre aceste aspecte care trebuie să fie atent ghidate pentru a nu ne trezi cu o planetă mult prea bolnavă și obosită. Și copilașii sunt bucuroși să înțeleagă și să vadă că lucrurile țin de noi, de fiecare dintre noi în parte. Cam asta e mesajul săptămânii, cam acesta e mesajul săptămânii verzi și toate lucrurile acestea ar trebui gândite și întâlnite, proiectate cu atenție, concret la nevoile grupului, la nevoile școlii, la nevoile comunității, semnal de alarmă, pentru că fiecare la locul lui, în orașul lui, dacă face o mică schimbare, deja la nivel de județ se schimbă și pe urmă la nivel de țară, ca în toate lucrurile, nu? Noi ăștia mici putem face lucruri mari și aduce schimbări importante în lume. Și ajungem acolo unde eu spun schimbarea începe cu mine însumi, că până la urmă, dacă am înțelege că nu putem să-l schimbăm pe vecinul, că ar trebui să începem să ne schimbăm pe el noi. El e unic, îl lăsăm, ne place de el. Așa-i? Da. Așa învățăm la școala, da. Altfel. Toți sunt unici. Toți sunt unici. Special și cu sclipici. Și cu sclipici. Doamne, cât îmi place asta cu sclipici. E și săptămâna altfel, care ar fi diferența între... Pentru săptămâna verde, așa cum am spus, se merge foarte mult pe partea aceasta de mediu, de clima... Învățăm să facem curățenie, schimbările climatice. Și în același timp și toate aceste lucruri pe care le-am văzut la târgul de toamnă, de la cum facem zacusca, copilașii noștri au văzut cum se face, au lucrat în grădină alături de părinți, zacuscă pentru târnă, a fost din cămara bunicii. La noi. Au fi fost altele și din cămara bunicii. Ideea e că au participat efectiv să vadă ce înseamnă, cât consum, cât cumperi, cum cumperi, că ne trebuie produse sănătoase, folosim produse bio, românești, ne bucurăm de produsele toamnei, mâncăm toamna, ce se întâmplă toamna în grădină, în livada bunicilor. Nu mergem să cumpărăm, nu știu când, la un preț foarte mare și care nu au gustul. Știți voi că nu e nimic așa gustos ca și când îl iau de pe creanga de la bunica din livadă. Uite, la asta m-am gândit că nu avem o livadă undeva sau un loc în oraș, lângă oraș, mai aproape, care să ne deschidă porțile și în aceste săptămâni verzi sau școala altfel să ne ducem și să ajutăm la cules. Ce frumos! Eu mi-aș dori foarte mult să ne contacteze cineva și să ne spune că au nevoie de ajutorul acesta de suflet în care copiii să vadă cum se face, că nu tragem de măr și îl smulgem și rupem tot în jur și ne-am luat mărul și atât. Că și asta trebuie să învățăm, culesul strugurilor. Sunt lucruri atât de frumoase, copiii se simt bucuroși dacă îi învățăm să facă, ei nu le știu pe toate, cum nici noi nu le știm pe toate și învățăm zi de zi alături de ei și ne perfecționăm și noi ca și profesori, ca și părinți și ca și societate în general. Dacă avem și bucuria copiilor e nemărginită, eu mă hrănesc cumva și mă bucur când sunt lângă mine, și acești trei tineri pe care îi pomenesc de fiecare dată, Bianca, Andra și Aline, parcă îți dau sănătate când îi vezi că vin cu altfel de idei, că cumva încearcă, iar noi ăștia mai de vârsta la a doua, mai vechi așa, că știu pe cineva că spune că all nu suntem bătrâni și că nu suntem bătrâni, cetatea de veie bătrână. Da. Noi ăștia trecuți de prima tinerețe. Cei care știți să ascultați, e foarte important ascultarea aceasta și avem nevoie de oamenii care ascultă. E, uite că tot veni vorba de ascultare, haideți să-i ascultăm ce au spus cei mai mici elevi. Tot ce au avut în suflet, cred că au spus și au gândit și au simțit. Să știi că n-am văzut întru totul materialul, nu mi-a permis ieri timpul, dar de-abia apuc să-i aud ce au spus ei ieri în fața camerei de luat vederi a lui Rossi.
Rosia a venit ieri și Petronela erau de-a dreptul în al nouălea cer. Deci le-am dat energie bună. Da. Haideți să-i ascultăm. Doriți ciocolată de casă la 3 lei? Ce-ați cumpărat? Gogoși. Bune? Da. Foarte bune. Plăcinte sărănești. Ulei bucata. Am venit cu niște prăjituri de dovleac, cu niște dovlăcei croșetați de bunica mea, nuci din grădină și câteva decorațiuni și, bineînțeles, mâncare, crânțănele și alte lucruri care la copii le plac. Cine te-a ajutat pentru pregătirea tuturor produselor? În primul rând mama, bunica care mi-a croșetat acest dovlăcei, mama m-a ajutat să fac prăjiturile și bunica m-a ajutat să fac niște decorațiuni și mai ales unchiul meu care mi-a adus miere și m-a ajutat la decorațiunile cu ciuperci. Eu am adus mai multe feluri, am adus și cornulețe făcute de casă, mini pizza tot făcute de casă cu bunica mea și tot felul, cum ar fi decorațiuni, ardei, gogonele, din acestea. Dar văd că te-ai pregătit și tu, te-ai costumat? Da, am vrut să fiu pe tematică cu toamna, pentru că eu apreciez foarte mult toamna, cum ne dă roade și tot felul de fructe și frumuseți. Asta am împărțit-o cu Maia, deci vreo 20 de lei toată. 20 de lei, bun, hai că o iau și pe aia. Și asta? Acesta este 46 de lei. 46, 50 de lei, lasă-mă. 50 de lei. Și spune-mi, te rog, asta e mărul care l-ai făcut tu? 15 lei. Hai, rezolvăm totul, bine? Trebuie să-l pun pe pastile. 3 lei mic și 5 lei mare. 3 lei mic. Pune mic. Suc, bioșe, chec, popcorn, dovleci, ornamente, tablouri. Avem buchete acolo pe masă. Am niște brioșe la 5 lei, 4 lei și o limonadă. Tu le-ai pregătit? Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mama mea și nu toate sunt ale mele, mai mult au pregătit colegii mei decât mine. Dar îți place un astfel de târg? Îți place ce se întâmplă aici? Că vă implicați? Eu îl iubesc. Am venit cu brioșele și... Brioșele cu ce sunt? Cu ciocolată și Nutella. Tu le-ai încercat? Sunt bune? Da, sunt foarte bune. Ai avut succes până acum cu vânzarea? Da. Și tu ce ai adus la târg astăzi? Biruțe cu ciocolată, sărățele și aici vând pentru o prietenă de-a mea cornulețe. Tu le-ai făcut? Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mami să le pun în cutiuțe. Ce veți face cu bănuții pe care îi veți primi? Îi strângem și... La fondul clasei. Da, la fondul clasei și vom merge excurse, la filme și așa. Doriți ceva de la noi? Produse de casă. Gogoș și salam de biscuite. O brioșă costă 2 lei. Puțin. E cu ciocolată și cu bombonele. Salam de biscuite. Cât? 2 lei? Poți iau 2. Da. Sau să facem așa schimbare, că doamne, astea sunt foarte bune. Măr și ciocolată. Hai tu. Măi trei. Așa să facem schimb. Da, hai. Măi trei lei, pac, au de suc. Poți să iau 3, că doamne, astea chiar sunt bune. Am venit cu brioșele și... Brioșele cu ce sunt? Cu ciocolată și Nutella. Tu le-ai încercat? Sunt bune? Da, sunt foarte bune. Ai avut succes până acum cu vânzarea? Da. Și tu ce ai adus la târg astăzi? Biruțe cu ciocolată, sărățele și aici vând pentru o prietenă de-a mea cornulețe. Tu le-ai făcut? Te-a ajutat cineva? M-a ajutat mami să le pun în cutiuțe. Ce veți face cu bănuții pe care îi veți primi? Îi strângem și... La fondul clasei. Da, la fondul clasei și vom merge excurse, la filme și așa. Astăzi la târg am venit cu sărățele, 50 de lei, 5 lei bucata, un tablou
20 de lei. Îl arăți puțin tabloul? Din ce l-ai făcut? Da. Din boabe, cafea de dovleac și multe și miroase foarte frumos. Așa. Altceva? Și atât. Am mai avut un cărucior, numai l-am vândut la bunicii mei. Ai făcut ceva bănuți astăzi? Da, 300 de lei în total. Salam de biscuiți cu nucă și prăjitură cu ciocolată și frișcă. Te-a ajutat cineva să le pregătești? Da, mama. Și ai vândut ceva? Da. Mă ajută și prietenele, colegele. Voi ce ați pregătit? Noi am pregătit astăzi cornulețe, bogățiile toamnei, un coșuleț, zacuscă, gem de prune. Am venit cu prăjitura albinița și niște brioșe. Și niște acadele. Și ce o să faci cu bănuții pe care îi vei câștiga astăzi? O să mergem la cinema, o să ne plimbăm, o să mergem la excursie. Și uite așa. Eu astăzi la târg am venit cu niște biscuiți învelite în ciocolată, niște bombonele făcute din ciocolată, brioșe, bombonele făcute din biscuiți, frigăruri de geleuri și de benzele și eugenii puse în ciocolată și stixuri în ciocolată. Le-ai făcut tu? Da. Te-a ajutat cineva? Da, mama. Eu am venit la târg cu bomboane, plăcinte cu fantomițe, am venit cu multe măști și am mai venit și cu ciocolată. Îți place ciocolata? Nu îți place? Nu prea, uneori nu-mi place. Aici. Tot felul, avem aici lanțuri, la stand mai avem și cercei, avem decorațiuni, le putem agăța pe uși și avem magneți de frigider. În ce formă sunt acei magneți? Acei magneți sunt și dovleci și frunze. Și ai reușit să vinzi ceva? Da, am reușit să vindem destul de mult. Cu ce te-ai costumat astăzi? Ce ai luat pe tine? Eu am luat un dovlecșe și o șapcă cu dovleac. Dar de ce te-ai costumat așa? Pentru că mi-e place mie. Îți place ție? Și astăzi la târg ai adus și tu ceva produs aici? Da. Ce ai adus? Am adus noutăți și suc de mere și am adus eu și prăjituri. Văd că ai o coroniță foarte frumoasă. Ce reprezintă? Frunze de toamnă. Dar de ce ai ales coronița aceasta? Fiindcă e potrivită pentru toamnă. Și la târgul de astăzi ai pregătit ceva produse speciale? Aha. Ce anume? Păi un cășuleț făcut din sârmulițe, am mai pregătit niște cornulețe și avem și porumb. Și ai reușit să vinzi ceva? Da. Ce vei face cu bănuții? Păi, doamna, au zis că cei care au probleme mai vândem și vedem ce facem. Cumpărăm un ceas pentru școală. 3 la 10 lei! Dar ce vinzi aici 3 la 10 lei? 3 la 10 lei! Brioșe! Spun eu! Brioșe! Vând brioșe! Cu ce sunt brioșele astea? Cu vanilie și cu ciocolată și una și câteva cu, înăuntru cu căpșuni. Am un costum popular din Maramureș! Dar de ce din Maramureș? Pentru că acolo s-a născut bunicii mei! Place, știi să ne prezinți ce ai pe tine? Da, am o cămașă scumpă, la fel un cojoc scump și o pălărie la fel de scumpă. Și mi-am făcut eu un ecuson. Ce scrie pe ecuson? Tudase Paulean, adică numele meu, clasa a 4-a B și ce post sunt vânzător. Ține de cald cojocul ăsta? Foarte de cald. Ce ai adus astăzi la târg? Am adus aici mere din Sighet, pere din Sighet, ardeius din grădina mea și alune din Sighet. Și ai reușit să vinzi ceva? Am reușit, că am făcut și ciocolată Dubai, doar s-a vânzut toată. Cele mai bune gogoșele aici le găsiți. Dar cu ce sunt gogoșelele astea? Cu ciocolată. Și sunt făcute aici. Aici sunt făcute. Cine le face? Doamna. Deci, doamna mamă, ce pregătiți astăzi? Astăzi pregătim gogoșele proaspete cu dulceață de afine făcută în casă, cu dulceață de struguri și prune făcută în casă și topping de ciocolată. Cea mai mare și frumoasă mămică, aici o avem.
Dar văd că aveți trecere. Avem, trebuie să avem, sigur că da. Scopul e să facem bani astăzi, să vindem tot. Salut, prieteni! Eu am gustat acea gogoașă și este foarte bună. Eu vă recomand să cumpărați și voi. Este doar 5 lei, este doar 5 lei bucata. Și sincer să fiu, cea mai bună parte a fost toppingul de ciocolată. Mi-a plăcut foarte mult. Tu ai pregătit ceva pentru târgul de astăzi? Ai adus aici să vii? Da, am pregătit bomboane ștrumfești pentru că noi suntem clasa ștrumfilor. Ce ai adus astăzi la târg? Ce ai pregătit? Am pregătit niște mere caramelizate cu ciocolată albă și ciocolată neagră și niște fursecuri în formă de biluțe. Și tu le-ai pregătit sau te-a ajutat cineva? Eu le-am pregătit. Singur? Îți place să gătești? Da. Stai mult timp în bucătărie? Da. O ajut pe mami. Te gândeai să devii bucătar? Poate? Nu știu încă. Ți-ar plăcea? Da. Vă mulțumim că ați cumpărat de la noi. Am și eu un dovlecel de la bunica lui Teo, Petronela mi l-a adus. Am promis că după ce trece această perioadă de toamnă, o să-l dăm înapoi. Pentru că Petronela ține foarte mult la el. Doar că pe perioada aceasta face parte din decorul meu. Mulțumesc, Teo, mulțumesc, Petro, cu mult drag. E de-a dreptul, poate e un cuvânt mare, să spunem așa, Ramo, dar eu, prin imaginile pe care le-am văzut și prin prezența mea virtuală alături de voi, eu mă simt binecuvântată, pentru că de la an la an, de la acțiune la acțiune, tot ceea ce voi faceți acolo la Andrei Șaguna parcă îți dă o speranță la viață și eu sunt convinsă că nu doar la Andrei Șaguna se întâmplă așa asta este. Că sunt foarte multe școli care cumva vă urmează exemplu sau poate au propriile lor acțiuni. De, sigur. Și sunt convinsă că și alte școli fac aceste lucruri minunate cu copiii. Ne așteptăm să vină și să ne arate tuturor, pentru că așa. Mi se pare așa important să fie circuitul acesta de idei și informații și proiecte, pentru că educăm împreună toți. Aici nu e un fel de care pe care, e vorba despre educație împreună pentru comunitate. E foarte... E foarte fain, așa, pe înțelesul tuturor. Și copiii parcă îți dau un enjoy la viață. Povesteam amândouă felul în care ei au învățat să-și vândă produsele și chiar am văzut la un moment dat că au învățat să facă troc. Da. Îți dau de la mine, Doamne, ce... Da. Mai avem o șansă la viață. Știi că tot zicem, o să vină vremuri grele, foarte grele. Dar uite că dar eu nu cred și că, frumoase. Eu nu cred că la mai... La ce vedem noi. Exact. Eu cred că până la urmă vom reuși să ducem mai departe așa, lumina din sufletele bucuria noastre. Bucuria că părinții și-au făcut timp să facă gogoși la școală, că au pregătit împreună lucruri și că s-au oprit poate din activitățile zilnice pe care le-au derulat și au ajuns la școală și au avut timp împreună cu familia și toți copiii au avut pe cineva. N-a putut veni mama sau tata, au venit bunici, vecini, părinți, prieteni. Mi s-a părut așa o întâlnire a bucuriei și a recunoștinței că suntem acolo pentru ei și îi așteptăm și ei sunt acolo pentru noi. Știi cum e? De multe ori când se întâmplă astfel de întâlniri, eu am impresia, știi, că parcă se coboară așa o lumină din cer, da, asupra acelui grup. Pentru că acolo... Energia deja... a fost foarte bună. Cine a fost acolo chiar a simțit. Nu s-a simțit nici obosit, nici cum, pentru că toată lumea avea un zâmbet larg pe față și avea ceva de spus real. Nu eram într-o poveste. Era viața reală, frumoasă și apoi unde sunt copii e cea mai bună energie. Și o gălăgie frumoasă a fost. Un zumzet. Dau citire, înainte să vedem cum e vremea astăzi, vreau să dau citire unor mesaje. Daniela, Enea și Vasile ne spun bună dimineața, îi salutăm și noi, prietenii noștri de la Hunedoara. Adrian Mureșan ne-a trimis hai, e de dimineață, e live, dar ne spune și bună dimineața și eu vă salut cu toată dragostea, deși ei au o sumedenie de copii, pentru că e Hațegana Junior, mereu se fac lucruri. Activități deosebite, da, și când e vorba. De suflet și ei. E altceva când oamenii... E foarte fain când faci lucruri faine cu oameni mari, dar e foarte fain când faci lucruri faine
cu oameni mici care vor deveni mari. Cupitici care vor veni, îmi zice Rosi, vor deveni oameni mari. Alina Monica Cărmăzan, o mămică dedicată, ne spune și ea bună dimineața. Doamna Adriana Furcă ne spune bună dimineața, îi mulțumim. Și primim așa, Tanti Maria Hind ne spune bună dimineața, succes învățătorilor de la Șagună. Sumim, Dana, doamna. Popa ne spune bună dimineața. O salutăm pe doamna Dana. Florina Corina Iosivoni, o echipă de succes, școală, elevi și părinți. Președinta Comitetului de Părinți pe Școală, mămică la noi în clasă, o îmbrățișăm și o iubim și o apreciem pentru tot timpul pe care îl petrece alături de noi. Felicia Trifan, bună dimineața, felicitări tuturor, e foarte fain. Prietenul nostru Ciprian Drăgan, încă o dată vă mulțumesc pentru susținere și pentru că ne urmăriți. E un prieten de-al invitatei mele, un dascăl deosebit. Pe toți și chiar sunt deosebiți, oameni plini de eleganță și speciali așa, strălucitori în ceea ce fac. Felicitări echipei șaguniste, a fost o atmosferă minunată, ne spune Dana Popa, deci încă ne urmărește. Doamna director, doamna director Dana Popa, pe care o salutăm și o îmbrățișăm. Băneasă Fiuța, felicitări dascălilor de la Șaguna. Da, sincere felicitări pentru acțiunea de ieri și nu numai, pentru că după ce ne uităm să vedem cum e... Uite, Georgeta Angelica Tomunța a intrat alături de noi. Îmi salutăm și doamna directoare de la JOFM Hunedoara, o anunțăm. Să știți că veți avea viitor, că acolo copiii învață să facă tot felul de lucruri manuale. Ne tot plângem că nu mai avem meseriași. Oamenii ăștia de la Andrei Șaguna și-au pus capul cu viitorul și acum copiii învață tot felul de lucruri și o să revenim, o să revenim cu imagini de la clasa steluțelor. Să o rugăm pe doamna Ramona Oltean, prietena noastră, să ne arate și să ne povestească cât timp a durat pregătirea pentru acest târg. Asta să vă povestesc că pe lângă bunicii și părinții care i-au ajutat așa un pic pe repede înainte, ei cam de un an de zile se tot pregătesc. Mulțumim, da. Da. Prima dată, bună dimineața, Andra și Meteo, să vedem dacă astăzi ne încălzește cumva soarele, poate mai avem noroc și mai stăm la o terasă, la un suc, la o cafea. Bună dimineața, Ioana! Dragile spectatori, iată care sunt veștile din punct de vedere meteorologic. Astăzi vremea va fi în general rece și parțial înorată. La Deva și Hunedoara cerul va fi înorat, vânt slab, iar maxima zilei va ajunge la 18 grade Celsius. Pe timpul nopții, temperatura coboară la 4 grade Celsius. În Brad, vremea este predominant înorată, fără ploi, iar temperaturile vor varia între 19 grade Celsius ziua și 5 grade Celsius noaptea. La Petroșani avem cerul acoperit de nori și vreme rece. Pe parcursul zilei, maxima ajunge la 15 grade Celsius. Pe timpul nopții vom avea 4 grade. Cam atât la această oră. Cu noi date despre timpul probabil în județul nostru, vin și mâine dimineață. Am aflat cum e meteo, am aflat că nu va fi soare pe cer, dar nu va bate vântul și nu va ploa. Asta e, e de bine. Mă ajut să ne bucurăm, măcar că nu plouă și nu... Deși și ploaia are farmecul ei, doar că noi astăzi avem o altă vizită cuprinsă în calendarul acestei săptămâni. Avem o vizită la o fabrică de paste din oraș, în care învățăm și acolo cum se fac și ce fel de paste bine să consumăm. Au și ele rolul lor în viața noastră. Sunt alte tipuri de paste și o să vă povestim altă dată cum a fost. Și cu și balul școlii. Și cu balul cum stăm. Așa, tu ești cu petrecerile. Da, și cu balul cum stăm. Cu balul stăm foarte bine. Astăzi avem mare bal mare la Centrul Cultural Drăgan Muntean, unde Șaguna se sărbătorește pe scenă, unde este balul școlii, unde sunt toți părinții și copiii invitați. Începând cu orele 17 și o să fie un regal de poveste cu așii pe scenă. O să revenim și cu imagini într-o altă emisiune, că nu scăpăm nimic. Foarte, acolo la voi tot timpul aveți o acțiune?
noi încercăm să, da, nu știu, nu ni le programăm poate pe toate, unele mai ne vin din mers, dar tot timpul ne dăm seama că dacă ne ducem la școală, trebuie să facem minuni, să lăsăm urme frumoase și să nu se plictisească nimeni. Și atunci umplem toate aceste săptămâni, că vorbim de acum de săptămâna verde și altfel. În rest, încercăm să facem învățare cât mai aproape de sufletul copiilor și aici mă refer în mod special la alternativa Step by Step, care are metode, procedee, tehnici de învățare diferite de învățământul tradițional, dar despre acele lucruri poate altă dată, mai în primăvară, când încep părinții să se îndrepte spre școlile pe care le vor alege pentru copiilor, mă refer aici la viitoarele clase pregătitoare. Și în general încercăm, așa cum ai spus tu, să facem lucrurile încât să ne placă nouă și să ne punem în papucii celorlalți care ne trec pragul. Și eu de fiecare dată mă gândesc cum s-ar simți copilul meu dacă ar fi în situația copiilor din clasa mea sau copiilor din școală, și atunci lucrurile le așezăm altfel, dacă e cu suflet și e cu empatie și cu alt tip de emoție. Mie îmi place un lucru, îmi plac foarte multe lucruri, dar îmi place la Ramo un lucru, e deosebit, la invitata mea, Ramona Oltean. Îmi povestește astăzi ce va face la anul. Asta e o chestie foarte interesantă. Trebuie cu viziune. Da, e mereu, dacă înaintea o întâlniști, da, ea știe că târgul s-a încheiat astăzi. Astăzi mergem la bal, mergem să vedem de macaroane, paste, cum se fac. Dar eu sunt foarte convinsă că de mâine copiii vor începe să se pregătească pentru târgul de la anul. Și asta e un lucru foarte fain, pentru că din pozele pe care le-am primit de la Ramona Oltean cu toate, aici este pregătirea un joculeț, de anul, da, un an de zile a durat. A durat pentru că ne stabilim exact care sunt nevoile și pe ce vrem să schimbăm, ce n-a fost bine în anul precedent, pentru că e firesc să ai așa niște puncte tari și puncte slabe, dar aici este iarăși un joculeț specific săptămânii verzi, în care recunoaștem după miros, după pipăit, folosim simțurile tactile, da, și olfactive și vedem dacă recunoaștem legumele. Au fost copii care n-au recunoscut țelina, să zicem, sau, uite, nici dovlecelul, sunt castravete mai mari. Sunt joculețe, iarăși, foarte frumoase, pe care le folosim și în cadrul orelor de științe. Aici echipa de băieți care a dat viață unui nasture. Prima zi de școală verde, de săptămână verde, a fost despre cum putem da viață unor obiecte pe care le considerăm lăsate acolo într-un sertar, uitate într-un colț pe etajeră, știi? Și ne-am cotrobăit noi prin toate sertarele și au venit cu acele punguțe cu năsturei și am dat viață acestor nasturi prin aceste tablouașe pe care le-au vândut la târg, adică ne-am pregătit, nu numai că am făcut gogoși prăjituri și clătite. Noi am făcut lucruri artă acolo, în clasă, muncind, văzând cât de mult îți ia, cât atenție trebuie să așezi sub formă de măr, sub formă de copăcel, cu frunze, cu fructe, unde îl așezi, în mijlocul tabloului, în margine. Au fost o muncă așa de 4-5 ore în care și-au creat un tablou și poate nu erau mulțumiți, încă mai desfăceau și mai voiau să mai stea și să mai facă. S-a muncit foarte mult, copiii sunt foarte fericiți de produsul muncilor. În alternativă, toate activitățile vin și sunt evaluate pe scaunul roșu, scaunul autorului, unde își asumă ceea ce au făcut. Un scaun din ăsta trebuie să avem și pe acasă și prin viață după noi. Un scaun al asumării. Seamănă, al tău e negru. Negru, maro, maro. Nu știu, un scaun din ăsta al asumării. Am făcut niște lucruri, vin aici pe el, nu e fotoliu cu ghimbi, că știi? Da, e un scaun prietenos, de culoarea entuziasmului. Și copiii acolo vor primi întrebări, de ce ai făcut așa, de ce n-ai așezat altfel și tu ți argumentezi. Pentru că atunci când faci tu ceva, știi și să ai răspunsuri. Dacă fac alții pentru tine, s-ar putea să nu ai răspunsuri la toate întrebările pe care o să le primești. Au, vedeți, și mai nasturi, și mai mari, și mai mici, și de la bunica, și de la o geacă mai veche, și de la o bluză pe care nu o mai purtăm. Tot în acea zi, pentru că a fost ziua internațională a numărării și colecționării nasturilor, că n-am apucat chiar așa direct nasturii, am legat de această zi, am avut și sarcini matematice de aproximare a numărului de nasturi din clasă, am ordonat crescător și descrescător,
aceste numere. A fost interdisciplinar, așa cum facem noi de fiecare dată. Adică încercăm să atingem. Am avut și un borcan în care ne-am pus gânduri pentru începutul de săptămâna verde. Să știi că nu l-am deschis încă, da. Că am zis că îl deschidem vineri să vedem dacă am dus la bun sfârșit ceea ce ne-am propus luni. Tot așa, de fiecare dată ținem cont de ne-am propus și nu lăsăm gata, s-a terminat, plecăm acasă. Hai să vedem dacă ne-am propus, am și realizat și uite cum s-a făcut dulceață și țacuscă pentru târg special în grădină. Uite, Aian și cu Radu au muncit un weekend întreg și s-au pregătit și au făcut ei. Mi se pare extraordinar. Cu mămici și cu bunici în spate, dar au lucrat ei și au pus în borcanele mici, au fost extrem de dornici să vândă produsul făcut chiar de ei. Doamne, sunt minunați. Ia uite, mânecile suflecate ca, nu pot să cred. Ca niște oameni mari ce vor fi ei, oameni cu care noi o să ne mândrim, sunt convinsă. Mă mândresc cu toți copiii care au trecut pe la STEP și am o relație foarte frumoasă cu ei pe mai departe și mesajele acelea care vin după 10 ani și spun, Doamna, sunt atât de fericit că am un proiect la Oxford și lucrez așa în stilul step by step, păi acolo e feedback-ul, știi, final. Nu ceea ce se întâmplă în fiecare zi, dar în timp. Viziunea asta de care pomenești tu, dacă noi ne-am pus lucrurile bine pe hârtie și au ajuns atât de bine practic, înseamnă că ne-am făcut treaba. Sergiu Stănescu ne spune bună dimineața, Ramona Rain ne vă spune felicitări, Flo Art spune bună dimineața, ne este dor de aceste activități din alternativa step by step, felicitări pentru târgul de toamnă și vin și... O îmbrățișam pe Flori, un părinte foarte implicat, a fost părintele la mine la clasă, a fost părintele școlii și acum Beatrice este bine la Decebal. Oh, ce frumos! Clasa noua. Ce facem pentru la anul? Vreau să povestim înainte de emisiune, mi-ai povestit florile care cine v-a ajutat cu... Da, a doua zi din săptămâna altfel, acum imaginez tot de la târg și sunt frumoase și am avut cuptorul Alexiei care a fost ajutată de bunica, chiar în cuptor au făcut pâinica și au adus-o la târg. Cu adevărat o binecuvântare să mâncăm pâine bună făcută de bunica Voichița pe care o salutăm. Și florile pe care le-ai văzut, acele buchete din fructe, fructe sănătoase, săptămână verde, mâncăm sănătos, trăim sănătos, gândim sănătos. Asta e cel mai important, să gândim și să simțim sănătos. Și acele flori au fost lucrate tot așa, un buchet în jur de 4 ore, 4 ore jumătate pentru fiecare buchet, atât a durat. Am avut ca și invitat special pe Dana Stan, care lucrează artistic și creativ și pentru că este prietena mea mai veche, am mai avut-o invitat acum 6 ani la clasă, doar că atunci am făcut alte tipuri de buchetele mai dulci, acum am vrut buchete sănătoase. Și am realizat, ne-a ajutat la partea de jos ca să dăm echilibru buchetelor, să nu cadă. Și vă gândiți că fiecare fruct a fost pus în parte, cum începem de la fructul mare spre fructul mic, aveți răbdare, lăsați spațiile necesare între ele, opriți-vă, atenție la noi, nu împingeți foarte tare legăturile pentru că se pot rupe buchetele. Adică, nu știu, din afară pare doar frumos, dar e o desfășurare de forță și o muncă așa serioasă. Un timp lung în care ne-am făcut treaba și am gândit cum putem fi creativi, dar repet, în mod sănătos și bio. Că uite, Rosie, să știți că pâinica asta a ajuns la mine. Da? Da. E bună? Pâine și sare. E bună? E foarte bună, crocantă. Asta am mâncat ieri după târg, că eram foarte obosită și cu vocea, ca și acum, nu? Sunt într-o formă foarte bună cu ea. Uite bucuria cum vin școlarii la târg cu vibe-ul acela de, nu știu... Și o vedem pe Teo în imagine. Pe Teo și Maia și uite Maia, domnul Dan, care este și la alert, Deva, cu... Te rămâi un pic bunicul lui Teo, ne scrie Vasile Crițac, felicitări, da. Un om minunat, un cadru didactic deosebit, Oltean Vai, Ramona. Mulțumesc frumos, recunoștință pentru că vă știm și sunt atât de aproape de noi și în orice situație, oricât de greu a fost, ne-au fost acolo. Aici vreau neapărat să oprim că e un mesaj foarte interesant, da, creat trimis și ieri, da. Poza. Vede ce frumos scrie acolo, eu nu prea văd bine, dar acolo zice așa, ciocolată de casă direct de la producător, făcută în România, are un gust mai fin,
decât orice ciocolată din magazin. Pe cuvânt de elev de clasa 4 aceste by step, tradiție veche de 3 ani, pentru că cu ei de 3 ani facem târgu, primul an a fost de pandemie și vă mulțumim că ați cumpărat de la noi. Adică, vedeți cum ducem, e importantă ciocolata de casă pe care a făcut-o și e foarte bună cu tatălui, dar modul în care știe să mulțumească, vedeți, astea sunt abilitățile pe care le dezvoltă un târg. Pe lângă educația financiară, mici antreprenori, dezvoltarea personală, creșterea stimei de sine, încrederea în forțele proprii și modul în care știi să vorbești, să mulțumești după ce primești ceva. Doamne, cum putem să îi mulțim? Să mulțim. Să mulțim asta. Mulțim, uite, venind pe la tine așa. Așa. Eu vă primesc cu dragă inimă, regret. Aici este doamna Dana Stan, finalul zilei în care eram bucuroase că am reușit să facem. Produsele muncii noastre arătau foarte bine. Nu a vrut nimeni un buchet cu roșu, un buchet cu verde, un buchet cu nu. Toată lumea a înțeles că muncește pentru toată lumea. Acum, ca să spun sincer, din culise, nu au vrut să le vândă. După ce au muncit. Nimeni n-a vrut să vândă nimic. Au considerat că au pus atât de multă muncă și atât de multă concentrare. Am copii care sunt mai pe viteză, lucrează un pic mai pe viteză, sunt dornici să termine și să apuce de altă sarcină de lucru. Sunt convinsă că și în alte clase sunt așa. Ia uitați. A fost, da, bucuria Luanei că și-a terminat buchetul. Și cât uite, la ei, dacă ne uităm, focus pe ce fac. Adică, na, nu... Nu era o fișă de lucru, era o muncă serioasă și a fost, așa cum am spus, un exercițiu foarte mare de atenție și răbdare. Ne lipsește tuturor, și adulților de multe ori, și atenția și răbdarea. Poate este mai superficial pentru că suntem într-o fugă continuă, dar aici a fost un exercițiu de răbdare și atenție și o muncă foarte mare de împreună și echipă. Mai avem... Două minute, că mai avem și horoscopul. Da, o să încheiem deja cu el. Ramon, ce-ți dorești pentru viitorul apropiat? Pentru viitorul apropiat? Nu vorbim că la îndepărtat. Nu pentru mine, îmi doresc pentru copii în general, și pentru copilul meu și pentru copiii de la școală, să privească și să primească cu bucurie fiecare moment pe care îl construiesc profesorii pentru ei, comunitatea pentru ei, și îmi doresc să le fie bine, să le fie bine, numai să înțeleagă că acel bine ține de noi toți. Și sănătate ne dorim, mental, psihic și fizic, pentru că doar sănătatea ne mai pune câteodată așa piedici. În rest, sunt fericită că avem oameni cu brațe larg deschise, așa ca voi, ca și părinții noștri, ca și managerii școlii, ca și oamenii, comunitatea în general, ne vine alături de noi, cred că pentru că văd că și noi vrem să vină spre noi. Avem într-adevăr porți deschise, știi? Pentru că aveți inimi deschise și pentru că, așa cum o spun de fiecare dată, încă o dovadă că atunci când dăruim bine, nu primim decât bine. Și încă o dată aici la Andrei Șaguna, la Step by Step, la clasa steluțelor, se dovedește că atunci când dăruiești iubire, dăruiești strălucire de la steluțe și sclipici, da, primești înapoi înzecit. Pentru că e clar că nu doar copiii te iubesc, e clar că și părinții te iubesc. Se vede asta, că de fiecare dată părinții care nu mai au copiii la tine în clasă, da, dar da, revin, ne scriu, și asta e cel mai important alături pentru de tine. Noi, așa e. E mare lucru. Te așteptăm aici alături de noi cu fiecare ocazie. Cât mai des, draga mea, pentru că... Să reușim. Acum am reușit, că a fost o săptămână așa mai un pic mai relaxantă, dar e solicitantă. De asta ți-am zis și vocea ne-a lăsat și fizic un pic așa am clacat, dar ne reorganizăm că pentru steluțe ei ne așteaptă, mă așteaptă să ne pregătim de ziua de astăzi. Mâine încheiem într-un parteneriat cu o altă instituție importantă din oraș, cu președintele Comitetului de Părinți, doamna Iosivoni, care tocmai a scris are o acțiune frumoasă la noi la clasă, și ne bucurăm de sfârșitul modulului 1 școlar, în care ne luăm rămas bun de la el și ne pregătim de modulul 2 cu forțe proaspete și cu dorința extraordinară de
a ne aduce Moș Crăciun bucurii, că acolo se încheie modulul de Crăciun. Cu siguranță până la sfârșitul anului ne mai întâlnim o dată cu Ramona, pentru că ne întâlnim cu Moș Crăciun la Step by Step. Nu avem cum să scăpăm asta. Moș Crăciun asta. E tot timpul la Step by Step, să știi, prin oamenii frumoși care vin spre noi. Vin și eu. Să niciodată nu e prea devreme să vorbim de Moș Crăciun. Și toamna. Încă o dată felicitări, mulțumesc pentru tot ceea ce faci, mulțumim pentru că acești copii sunt viitorul meu, chiar dacă voi mai îmbătrâni, știu cu siguranță că acești mici învățăcei, să deschid bobocei care vor crește frumos, se vor dezvolta frumos și cu siguranță o să-i cunoști și tu, mai ales dacă le sunteți prieteni de acum. Doamne, cât iubesc. O să-i vezi așa maturi și o zici, uite, despre ei vorbeam, își lansau cărți la mine în emisiune. Îi așteptăm aici. Să știți că ușa e deschisă, dragii da, mei. Da, sunteți prietenii și noștri. Oricând puteți intra chiar la direct. Tiberiu Claudiu Barstan ne spune bună dimineața, e invitatul nostru de mâine dimineață, un moț venit din Apuseni care a venit în județul Hunedoara și a rămas așa cum am venit. Lăsăm și scaunul aici cald, da, și prietenos. Îl așteptăm pe Tiberiu Claudiu Barsta mâine dimineață să ne povestească despre obiceiurile din Apuseni și despre cât de diferită e viața de acolo, din vârful, din viața aceea de moț, față de sănătoasă, Hunedoara. E sigur. Da, cu siguranță. Până mâine dimineață rămâneți alături de noi, că vom afla cum stăm și cu horoscopul, tot Andra ne va spune, dar nu uitați, dragii mei, iubiți și nu doar iubiți, încercați să dăruiți, ați văzut la acei copii, luați exemplu de la ei, pentru că asta înseamnă binecuvântare. Cine i-a învățat să dăruiască? Ați cunoscut-o în această dimineață, nu e singură. Și eu, mai și sunt. Eu. Și ea, și eu. E modestă. Dragii mei, până mâine dimineață eu vă spun simplu, vă iubesc. Dragile spectatori, iată care sunt previziunile astrologice pentru astăzi, 24 octombrie. Berbec. Astăzi ar fi bine să nu vă asumați niciun risc, pentru că starea de nervozitate pe care o resimțiți vă poate afecta pe toate planurile. Sfatul astrologului este să evitați să vă urcați la volan, pentru că sunteți predispus la accidente de circulație din vina dumneavoastră. Taur. Aveți de rezolvat multe probleme pe care le tot amânați de câteva zile. În cursul dimineții sunteți cam agitat, pentru că nu știți de unde să începeți. Acordați prioritate problemelor importante. Astrologul vă sfătuiește să evitați speculațiile de orice fel. În partea a doua zilei s-ar putea să primiți musafiri. Gemeni, astăzi astrologul vă recomandă să evitați călătorile lungi și vizitele prelungite. Din cauza oboselii acumulate, sunteți irascibili și riscați să provocați o ceartă. Ar fi bine să vă limitați la activități de rutină și să acordați mai mult timp odihnei. Rac, în cursul dimineții primiți o veste. Rac, în cursul dimineții primiți o veste neplăcută de la șeful dumneavoastră care vă indispune pentru tot restul zilei. S-ar putea să fie vorba despre o penalizare pentru întârzierea unei lucrări importante. Astrologul vă sfătuiește să nu vă manifestați nervozitatea. Leo, aveți șanse de reușită pe plan profesional, dar cu prețul unor ore de muncă suplimentare. Astrologul vă recomandă să fiți atent la un coleg de serviciu. Invidios pe succesul dumneavoastră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viață este nemulțumit de faptul că trebuie să lucrați peste program, pentru că se pare că după amiază aveați planificat să mergeți în vizită la o rudă. Fecioară, s-ar putea să aveți discuții dure cu o femeie din anturaj din cauza unor chestiuni de natură financiară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o datorie. Pe tot parcursul zilei de azi, astrologul vă sfătuiește să evitați călătoriile. În partea a doua zilei sunteți predispus la probleme de sănătate sau chiar la accidente. Se recomandă atenție și prudență. Balanță. Dacă plecați într-o călătorie, astrologul vă recomandă să fiți prudenți și să nu vă grăbiți, pentru că există riscul să fiți implicat într-un accident de circulație. Ar fi bine să evitați întâlnirile de afaceri. Aveți întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijați partenerul de viață. Scorpion. Partenerul de viață este nemulțumit pentru că sunteți nevoiți să vă împrumutați, deși mai aveți și alte datorii. Astrologul vă sfătuiește să vă consultați și cu ceilalți membri ai familiei și să nu luați o decizie de unul singur. Un grup de prieteni v-ar putea invita într-o excursie. Dacă acceptați invitația, s-ar putea ca relațiile partenereale să se tensioneze și chiar să aveți o discuție aprinsă. Săgetător, începeți ziua agitat și nervos, fiindcă aveți nevoie urgent de o sumă de bani și nu găsiți pe nimeni dispus să vă împrumute. Astrologul vă sfătuiește să evitați o ceartă cu partenerul de viață. Se pare că tocmai acesta va reuși să facă rost de banii de care aveați nevoie. Păstrați-vă calmul, sunteți predispus la probleme de sănătate care pot căpăta forme grave. Capricorn, s-ar putea să vă confruntați cu o problemă financiară. Astrologul vă recomandă să nu vă faceți griji pentru că se poate rezolva foarte ușor. Începeți să resimțiți oboseala acumulată. Dacă veți continua să munciți în acest ritm,
Riscați să vă alegeți cu probleme de sănătate. Vărsător, se pare că vă treziți indispus și sunteți irascibil toată dimineața. Astrologul vă recomandă să vă stăpâniți nervozitatea pentru că astfel riscați să declanșați un conflict la locul de muncă. Nu este indicat să vă întâlniți cu prietenii, chiar dacă aceștia insistă. Ar fi mai bine să profitați de timpul liber de care dispuneți și să vă odihniți. Pești, în cursul dimineții s-ar putea să primiți o veste mai puțin plăcută, care vă strică buna dispoziție și vă obligă să vă schimbați programul. S-ar putea să fiți nevoiți să plecați într-o călătorie lungă împreună cu partenerul de viață. Dacă vă deplasați cu mașina, astrologul vă sfătuiește să circulați cu prudență și fără grabă. Vă mulțumesc pentru atenție! Cu noi previziuni astrale, ne revedem și mâine!